Am o întrebare. Câți dintre voi de aici nu au suferit din cauza, să zicem, dezechilibrelor sexuale sau din cauza dragostei? Ok, deci toți suntem oameni, asta e bine. Și încă o întrebare. Dacă ar fi să alegeți între sex și iubire, dacă n-ați avea de ales, efectiv, dacă ar trebui să alegeți, sunt curios câți ați alege sexul. Ok? Dar vreau un răspuns sincer, nu să spuneți că sună bine sau nu știu ce. Eu vă spun sincer, am ales sexul pentru o perioadă. Am fost chiar prins, obsedat de el, m-a dat de toți pereții și... Ok, mi-a oferit multe experiențe și bune și mai puțin bune, deci am ales sexul pentru o anumită perioadă. Bun. Deci să înțeleg că restul, toți ceilalți alegeți iubirea? Cât de lungă pe nu, aici, ok. Mă refeream un pic la altceva. Mă refeream de unde abordăm lucrurile. Le abordăm pentru că sexul pentru mine îi te duce și spre partea de putere. Dacă îi să facem dihotomia asta între bărbat și femeie, bărbatul de ce are obsesia asta față de sex? Pentru că noi suntem mai mult spre partea mentală, spre partea de structură și atunci prin sex, prin contactul cu femeia, căutăm o cale de manifestare, un mod de a ne exprima potențialul, de a... E ca și cum e modalitatea prin care noi intrăm în realitate. De partea cealaltă, dacă vorbim de femeie care alege partea afectivă, iubirea, de fapt, aici mă pot zice un banc, îi sună ceva de genul Ioane, zi Mărie, care-i problema? Ioane, nu mi-ai mai zis de 3 ani de zile de la nuntă că mă iubești. Păi Mărie, dacă s-a schimbat ceva, ți-o-i zice, deocamdată suntem tot așa. Și aici ne referim la faptul că femeia prin iubire, de fapt ea caută o siguranță. Ea se asigură că masculul rămâne pe plantație, hrănește copiii, îi păzește căminul și toate celelalte. Și atunci, de multe ori, de fapt, femeia când are nevoie de iubire, are nevoie de confirmare, are nevoie de siguranță. Și atunci, în spate, e tot o chestie mentală. Și ce vreau să vă subliniez, suntem obligați să alegem o parte sau cealaltă, dar ideea e să ne aducem la un loc. Pentru că chiar cred că iubirea fără sex e ca un fel de iubire fără putere, ca și cum ca bărbat îți iubești femeia, dar nu ajungi niciun ban în casă. Adică ajungi nicăieri. Sau sexul fără iubire, sunt sigur că majoritatea de aici, sau o bună parte de aici, l-ați experimentat și ați văzut că, de fapt, nu face decât să lasă un loc gol. Pentru că, și acum chiar îți curioasă să intri pe bărbați. Sunteți de acord că există o mare diferență în a face dragoste cu femeia pe care iubiți sau a face un sex nebun, care, da, e extraordinar, arată cât de mascul ești, dar totuși parcă ceva lipsește de acolo. Deci eu, sincer, am ajuns la concluzia, experimentându-le pe amândouă, că prefer să fac dragoste, prefer să iubesc femeia și să mă exprim în felul ăsta. Ok. Pentru asta, sincer, n-am pregătit un discurs. N-am pregătit un discurs pentru că am vrut să știu câte ceva. Ideea e că pot fi spuse atâta și atâta de multe lucruri. Acum, dacă aducem din nou partea asta mentală, care e obsedată de putere, și partea ce ține de iubire, dacă le aducem la un loc, pretenția pe care o am cu oamenii când lucrez în cabinet și aici un pic ia timp, mai ales la început. Când aduci cele două la un loc, se naște un alt nivel de conștiință. De-aia vă spuneam că, de fapt, majoritatea alegem să fim de o parte sau de alta. Alegem să fim de partea ceea ce numim iubirea, dar de fapt de multe ori e siguranța, pentru că nu de multe ori vrem iubește-mă, 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 dar de fapt vrem să ne asigurăm că celălalt rămâne lângă noi într-un mod obsesiv. Sau alegem să-l controlăm pe celălalt și nu-l lăsăm liber și atunci devenim noi
E ca și cum asta am observat de multe ori în cabinet, pentru că, mai ales în ultimul an, am lucrat destul de mult cu cupluri și am văzut cum ne canibalizăm unii pe alții. Și mi-am dat seama că și eu am făcut asta. Pentru că e foarte interesant, învăț enorm de mult de la cei cu care lucrez. E că parcă vine ei în cabinet, ei mă plătesc și ei mă învață pe mine. Bineînțeles și eu pe ei, dar adevărul e că mă învață și ei enorm de mult. Și m-a făcut să văd cât de mult ne canibalizăm unul pe altul și cât de mult stăm de pază. Tu dacă faci așa, păi fac și eu. Cum spunea o clientă, spunea, păi dacă el a ieșit în oraș joi seara, păi și eu pe ce-ți vine cu cine să ies, ca să nu mă las mai prezent. Și atunci, ce vreau să spun e că lupta asta și dihotomia, că sărim ba în iubire, ba în sex, ba în putere, ba în afecțiune, care de fapt iarăși e o modalitate de acaparare, nu face altceva decât să crească o prăpastie mai mare între noi și să ne priveze de libertate și să ne pierdem viața care e în noi. Întâlnesc foarte des ideea asta și chiar era și un citat în pagina de eveniment, ceva de genul că plecam de la ideea că ne canibalizăm unii pe alții și ne ținem în chiș unul pe altul și vreau să exprim faptul că e nevoie de libertate ca să fim, să simțim că trăim, să ne simțim liberi. Dar avem nevoie de mult curaj ca să ne dăm voie să fim liberi. Avem nevoie de mult curaj să... Cum chiar în zilele trecute spunea o mică, îmi spunea, băi, tipul care m-a controlat cel mai bine a fost cel care mi-a zis, faci ceva. Și tipul de femeie care chiar e foarte libertină și e obișnuită să-și facă de cap și să-și trăiască viața, și a zis, faptul că mi-a spus să fac ce vreau, mi-a spus un lucru. Dacă ceea ce faci nu corespunde cu principiile mele, atunci ne-am despărțit. Și atunci ce-a făcut? I-a pus ei responsabilitatea și ea a trebuit să aibă grijă de ei. Asta e iarăși un lucru care îl subliniez foarte mult în ceea ce privește relația. În loc să tu să ai grijă de celălalt, să nu-ți facă rău, cum ar fi în primul rând să ai grijă de celălalt să nu-i faci tu rău? Adică, ideea e să schimbăm un pic perspectiva. În loc să fim tot timpul obsedați la care-i mingea, cine câștigă, pentru că nu asta facem o relație, mai ales după o anumită după un anumit timp. Totdeauna căutăm și vorba asta, cui poartă cu joc, cui, la cine îi putere. Și atunci putem merge și pe principiul ăsta mai tantric, ca să zic așa. E ca și cum mă gândesc la celălalt, la confortul lui, la cum se simte el, la ce părere avea el despre acțiunile mele. Și atunci e ca și cum am grijă de amândoi, tocmai pentru că mă raportez la celălalt. Și cred că prin asta ajungem și să evităm foarte multe dezechilibre care apar din multe puncte de vedere. Și apropo de asta, filozofia Tao, chiar am citit de curând o carte care se explica foarte frumos că ei consideră că orice dezechilibru psiho-emoțional pleacă de la un dezechilibru sexual. Acum, dezechilibrele sexuale au mare legătură iarăși cu jocul ăsta de putere. Apropo de asta, de exemplu, nouă bărbaților ne e frică de femei. De ce? Pentru că odată ce iubești o femeie, ea devine partea ta slabă, exterioară. Și atunci, ca și cum ți-e frică să ai partea ta slabă în afară, tu vrei să o ai ascunsă înăuntru. Asta ne afectează foarte mult. Și aici o să vă dau un exemplu care poate să vă sune ciudat. Cred că 80%, poate mai mult, dintre bărbații cu care lucrez, pentru că lucrez foarte mult și prin ședințe ce țin cu meditație, atenție pe corp, toate celelalte, nu-și percepe penisul. Și vă provoc, faceți asta în meditație, ca bărbați. Vedeți dacă vă percepeți penisul și testiculele, dar să le simțiți la propriu. De ce nu? Pentru că, și aici e un paradox,
Partea noastră cea mai sensibilă e partea care ne dă putere. Partea noastră cea mai sensibilă, partea expusă, e partea care ne dă putere. În momentul în care respingem sensibilitatea femeii, de fapt noi ne respingem puterea noastră. Pentru că un bărbat care nu face față sensibilității femeii, e un bărbat care devine de piatră de interior. Se rigidizează, energia nu mai curge, nu mai are viziune și toate celelalte. De partea cealaltă, femeia, folosind iubirea, ce am descoperit și înțeles, a învățat să se cocoțe deasupra bărbatului. Pentru că cu toți avem două părți, dar femeia mai bună. Adică și mă închin, iarăși am învățat enorm de multe de la... Sunt aici și câteva cliente cu care am lucrat, dragi, și chiar m-am învățat și ele foarte bine asta. E ca și cum femeia nu face decât să-ți pună în față o poveste și în spate se asigură că obține ceea ce vrea. Nu e greșit că face asta. Dar iarăși, cu ce scop? Păi dacă scopul meu este să crezi bărbatul ăla, dacă femeia vrea să crească bărbatul, atunci da, el poate să facă extraordinar. Sau poate să-i dea în cap. Și atunci, vedeți, aceeași luptă care ducem tot timpul. Ori ne dăm în cap unul la celălalt, ori ne crește. Acum, partea pe care majoritatea nu înțeleg, e faptul că tot ce fac, îmi fac mie. Mai ales în munca de cabinet, asta îmi place cel mai mult. Și sistemul pe care l-am dezvoltat, și de-aia și poza asta care e, și pe mine mă camufiar un pic, dar e un prieten care mi-a zis că îmi face o poză frumoasă, cum știu ce să zic. În munca de cabinet, totdeauna caut chestia asta. Să le arăt oamenilor cele două părți. Pentru că avem două realități interioare. Mentalul și simțirea. Ele două adunate la un loc ne dau instinctul, ne dau curgere. Și atunci, dacă vreți să vorbiți despre iubire, dacă vreți să trăiți iubirea și... Nu, uneori o trăiesc, alteori sunt foarte departe de asta. Nu credeți că mă cred deasupra voastră sau ceva de genul, sunt acolo și eu pe scară și ascult în același timp. E foarte important, iubirea nu e altceva decât... Și sex e același lucru. Pentru că o inimă deschisă, dar care nu are energia sexuală care se curgă, e ca o mașină, ca un Porsche care nu are benzină în rezervor. Adică degeaba vii la mine și spui, bă, n-ai o inimă deschisă. Poți să ai inimă deschisă dacă tu nu dai drumul energiei sexuale. Ca să dai drumul energiei sexuale unde e mare dezechilibru la majoritatea și asta în legătură cu manipularea la nivel social, pentru că e modul cel mai ușor să dai în cap oamenilor blocându-le energia sexuală. Pentru că știți ce fac? De aici să lovesc aici. Efectiv, nu fac altceva decât să-ți blocheze prin nervul vag toată zona abdominală. Blocându-și zona abdominală, de fapt, ei când vor să facă ceva, e ceva de genul, ca o mașină care merge, dar se oprește, care merge ca să oprește. Ca un cal care trage într-o parte și unul care trage în cealaltă. Și atunci, asta e marea provocare, care o vedem în exterior, relația dintre bărbați și femeie. De fapt, o aducem înăuntru. Pentru că aici e toată soluția. Relația dintre mintea mea și simțirea mea. Când le aduc la un loc, îmi dau intuiția. Și când îmi dau intuiția, îmi dau acest alt nivel de cunoaștere și de conștiință despre care tot vorbesc în cabinet. Cred că suntem pregătiți să trecem la nivelul ăsta, pentru că asta se întâmplă și la nivel mondial cu calculatoarele. Tot dau exemplul ăsta, poate sunt IT-și de aici. De curând se încearcă realizarea calculatorului cuantic, care nu vorbește despre altceva decât până acum calculatoarele erau binare, 0 sau 1. Așa eram și noi oameni, 0 sau 1. Iubire sau putere. Noua stare e 0 și 1 la un loc. Adică faptul să înțelegem că și bărbatul și femeia vrea același lucru. Și bărbatul vrea și iubire și afecțiune și atenție. Și bineînțeles că vrea și sex. Și femeia vrea și sex, mai ales că noi bărbații ne luăm plăcerea din... Eu vă spun din propria experiență, dar și de ce am citit. Ne luăm plăcerea din faptul că vă satisface pe voi. Adică noi din asta trăim, nu? Orgasmul la femeie, puteți să aveți orgasme, în fine, ca distanță, ca și toate celelalte monstre mult mai mari. Bine, mi se zice că se închei. Că s-a spus timpul. Bun. Deci, dacă îi să trag o concluzie, după ce tot v-am împărtășit și știu că m-am dus un pic în mai multe direcții, dacă vreți să aveți relația armonioasă de iubire și sexuală,
frumoase, intense și puternice, căutați să împăcați mentalul cu simțirea, pentru că cea mai mare provocare, mentalul respinge corpul, pentru că se simte limitat. Simțirea, care ține de partea animalică din noi, îi terifiată de partea mentală, care conduce și e impunătoare. Și atunci, când cele două le aduceți la un loc, apare o altă armonie înăuntru. Și ce pot să vă spun, apropo, cum spunea o clientă săptămâna trecută, spunea, Daniel, văd cum toată realitatea, și am făcut 4 ședințe, dar, văd cum toată realitatea și tot ceea ce percepea până acum dispare. Și se întâmplă altceva, altcumva. E terifiant un pic la început, dar recompensele sunt foarte. Ok. Dacă aveți o întrebare sau ceva de genul, mă rog frumos. Ziceai de această chestie că mintea controlează corpul, corpul e terifiat de minte. Ok, cum faci echilibru? Cum faci conexiunea? Cum faci conexiunea dintre ele? Eu folosesc foarte mult... Acum, ideea e cu corpul. Corpul are sistemul fascilor. Fascile sunt niște săculeți în un țesut cognitiv, care de fapt e un hard al emoțiilor. Hardul ăsta emoțiilor îi preținut și afectat o relație bidirecțională cu nervul var. Ideea e că la început e foarte important să cureți spațiul emoțional interior. Asta înseamnă că trebuie să confrunți tot ceea ce crezi că ți s-a întâmplat. Și atunci tu de fapt deconstruiești interpretarea asupra realității. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mentalul se relaxează vis-a-vis de realitatea exterioară. Adică nu mai e afectat de frică, care dă stresul, care paradoxal, lumea vă spune că trebuie să scăpați de stres. Știți ce de fapt e stresul? E viața din voi. Așa că vă recomand nu să scăpați de stres, ci să vă împăcați cu viața din voi ca să aduceți stresul la un alt nivel. Deci, sunt multe de spus. În primul rând, un prim pas ar fi eliberarea de emoțiile încastrate, care sunt emoții solidificate și care îți dau o percepție falsă asupra realității. De exemplu, noi acum aici ne privim unii pe alții, nu prin prisma prezentului, ci prin prisma trecutului, a ceea ce credem că ni s-a întâmplat și a interpretărilor emoționale care sunt înăuntru nostru și care de fapt ne fac să facem să fim poziționați într-un anumit fel față de realitate. E ca și cum eu percep realitatea dintr-o dimensiune a timpului trecut, în loc să fiu aici în prezent. Poate ca să înțelegeți mai bine ceea ce spiritualitatea vorbește, sau Eckhart Tolle, că să fim prezenți și toate celelalte. Deci, e un proces. E un proces care e dur. Nu mint. Adică, le spun oamenilor când vin în cabinet, e sigur că vrei să lucrăm? Da, ok. Apar o grămadă de provocări. Nu la toată lumea. La unii procesul mai blând, la alții foarte intens și dur. Dar nu e altceva decât te întâlnești cu fantomele tale, care nu există. Îți numai în mintea ta, dar care nu te lasă să stai în realitatea asta. Numai o secundă. Un exemplu simplu. Când pășești, simte talpa de sub picioare. Să stai un mod ca mentalul să accepte realitatea. E ca și cum e locul de unde mintea, partea de sus, se întâlnește cu partea de jos. Și numai, eu practic asta cât pot de mult. Tot timpul, dacă am ocazia. Îmi simt tălpile de sub picioare. Efectiv îmi simt tălpile, îmi simt în modul în care calci pe pământ. Și așa te aduci. Sper că am răspuns așa. Mulțumesc. Ok, vă mulțumesc și sper că măcar ați rămas și cu o fărâmă de idei după